Detașamentul de pompieri Zalo din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolis Sălaj a fost solicitat să intervină în data de 31 octombrie în jurul orei 17 pentru a stinge un incendiu izbucnit la o brutărie de pe strada gării din municipiul Zalău, potrivit locotenentului Lucian Jacodi, purtătorul de cuvânt al Isus Sălaj. Cauza probabilă de incendiu a fost amplasarea necorespunzătoare a coșului de fum față de materiale combustibile. În incendiu a ars aproximativ 40 de metri pătrați de acoperiș.